Salut! Pardon. A început răspuns. Aproximativ. În calitate de speaker al apartamentului 14. Am povestit mai mult că am fost votat de toți membrii apartamentului 14 ca să-i reprezint în calitate de speaker. Și profit de asta. Mai ales acum, când vorba reclamei, odată cu trecerea timpului, genele mele au început să cadă. Da, așa e. E asemnarea făcută la liber. Nu e prea gândită. N-am făcut un proiect didactic înainte. Așa că o să cansar capra de la una la alta. Am asistat la un linșaj mediatic făcut de Antena 3. Pe bune. S-a făcut ciorbă pe unul Bourin. S-au combătut cu mânie proletară. Singurul care a avut o poziție corectă de la început, că după aceea s-a mai cârmit și alții, a fost Mircea Badea. Restul gâdea. Bourin nu-i rău, e nașpa. Bun, personal, am o părere foarte proastă despre Bourin. Nu știi cine ăla? Ăla cu muci în freză, cum l-a caracterizat Tăriceanu, apropo, limbaj de domn. Însă, în acest caz punctual că se dezbătea, nu contează părerea generală care o ai despre un om, ci cum s-a comportat în situația dată și care a fost situația dată. Telefon la 112. Un bărbat încerca să urce fără acordul ei o tânără într-un autoturism aflat pe raza sectorului. La fața locului s-au deplasat mai multe echipaje de poliție care au constatat faptul că cele două persoane sunt tată și fiică. Conflictul fi declanșat în plecarea minorii la domiciliu. Astea datele concrete. Și Antena 3 trebuia să referă strict la această problemă. Am văzut și clipul. Era o fată care stătea bine mersi în mașină și urla: mă bate, mă omoară, mă calcă în picioare. Și asta stătea pe popănață și urla. Astea erau datele probleme. Nu mi-a plăcut deloc atitudinea Antenei 3, care arată că nu este independentă. Asta trebuie analizat. Cum s-a ajuns aici? De multe ori am auzit că anturajul e de vină. Că era un băiat cu minte, respectos, cu frica lui Dumnezeu, dar anturajul e de vină. Și peste tot e asta, anturajul e de vină. Dar am o întrebare. Cine l-a stricat pe el anturajul? Ce cred eu? În anturaj, fiecare tânăr, tânără, ajung cu propriile reguli învățate de acasă. Și care le respectă și în cadrul anturajului. Adică dacă acasă nu se îmbată ca un porc, că n-a văzut pe alții, ajung la concluzia că nu trebuie să te îmbeți ca un porc, când ajungi în anturaj, nu te îmbeți ca un porc. Dacă n-ai văzut și nu accepti această regulă, când ajungi în anturaj, practic, o să dau niște exemple personale, că mai simplu pentru mine. La început să pun o întrebare. Copilul educat de părinți. Da? Toată lumea de acord.
Întrebarea care este? Cine a educat pe părinți? E, aici o problemă. Cum se face educația? Am fost în vizită la una dintre fetele mele și despacheta celălalt de magazin, cumpărase de magazin. Și am remarcat un lucru. Lasă și un pachet de unt, l-a pus în vasul special și după aia a curățat tot untul care a rămas pe pachet și l-a pus deasupra. Am avut un zâmbet intern. Exact același lucru îl fac și eu. Și exact același lucru îl făcea și maică mea. Deci de acolo a învățat fiica mea cum trebuie să te comporți cu untul. Sunt enorm de multe amănunte care le înveți când ești mic și care le duci după tine, inclusiv într-un anturaj neprielnic. Fost școala militară, deci un anturaj nou, un fleac. Toată lumea mânca muncitorește. Apuca furculița așa, ca la opara. La supă, era felul întâi, băgat lingura, proptit așa normal, cu plata așa și cu plăuțorul. Iip! Cu zgomot aici. Asta 4 ani în școală aia. Nu mi-am schimbat modul de a ține furculița. Nu mi-am schimbat modul de a mânca supă. De ce? Erau niște treburi bine lămurite în capul meu. Și anturajul n-a avut niciun efect. Tot în viața militară, chefuri, chimandicoase, toți bărbații veneau la costum, cravată, închisă. După 10 minute scoteau haina. După încă 5 minute scoteau cravata. După aceea deschideau până la buric. Eu rămâneam cu haina pe mine, cu nasturile închis la cămașe, cu cravata trasă până sus. Toți simțeau nevoia să-mi spună, dom'le, hai să ne simțim bine. Să mă simt bine și așa. De ce? Fiindcă țin minte una din puține reguli care mi l-a transmis taica mea. Nu te dezbraci. Te-ai gândit vreodată că atunci când tu ești în cămașă, ca în ce senzație are femeia cu care dansezi? Doar nu le-a spus nimeni treaba asta. Și ne simtem bine. Le-a spus că și într-un fel am 2 fete. Cea mai mică împlinește zilele astea 40 de ani. Deci poveste veche. Am căutat să le transmit toate regulile care le-am știut eu. Și am insistat ca să le respecte. Aici o treabă de caporal. Aici e foarte dificil. Trebuie să le repezi până le intră în cap. Că sunt bune regulile, că sunt proaste regulile, e discutabil. Este treaba ta, în calitate de părinte, să introduci un set de reguli. Mi-a plăcut Băsară Beanu ăla, care tatăl fetei la Ghiță Cașta la Portița. Și fata aia a spus un lucru. Educația la copil o faci când doarme de-a latul patului, nu lungul patului. Deci aici e extrem de important și 7 ani de acasă, dacă ai ce să transmiți. De multe ori am văzut cu un copil care se comporta incorrect după normele mele și mama sau tata spunea, ziza treaba asta și lasă că o să crească și o să înceapă să intre în rândul lumii. Nu. Intrat în lumii, îl faci când te-ai ridicat în picioare.
Am văzut un caz la un moment dat, când tot așa un copil de ăsta prost crescut, pe stradă, făcea o demonstrație de forță. Eram în uniformă și treceam pe alături și atunci maică-sa zice, las că te duci tu la armată și te faci armata om, la 18 ani. Prea târziu. Și la mine în casă a fost ierarhie. Pe ultimul loc erau fetele în materie de drepturi și de obligații. Și au fost încântate când în casă a apărut și cepii. Că ea a trecut pe ultimul loc și le-au avansat. Între ele, fetele n-au putut să spună asta. Ea e fata lui tata și ea e fata lui mama. Nu. Amândoi erau tratate la fel. Aveam grijă, nu mergea ca la contabilitate, ca la sfârșit de lună să fac transfer de la una la alta. Dar pe ansamblu, totdeauna, niciuna nu a putut spune că o defavorizezi, fiindcă așa am considerat normal. Și tot s-a mai întâmplat că toată scoată colții. Dar o făceau de așa natură, încât s-a acceptat. A fost nevastă mea, una de fete, care pe vremea aia era mică, la cumpărători. Și pe Republici au văzut ăștia un magazin de jucării. Și asta mică s-a uitat în vitrină și a văzut o păpușă care i-a plăcut. Și a spus că s-o cumpere. Apropo, fetele mele niciodată n-au spus vreau. Nici eu n-am spus vreau. Mi-am dat seama că locul meu în familie e pe o anumită poziție. Și părinții mei, dacă pot, îmi dau. Dacă nu pot, nu-mi dau, chit că vreau sau nu vreau. E să mă întorc la exemplu care l-am dat. Și maică s-a spus că n-are bani. Și-a plecat. Și asta mică s-a luat după ea și a început cu o voce așa. Istoria! Copilul poftește o păpușă, dar cu voce foarte tare. Reau, istoria, copilul vrea jucării. Reau, reau. Te-o spunea cu un ton așa că tot au început să râdă. Nevastă mea mergea înainte calmă și asta în spate bodogonea. Deci n-a pățit nimica. Însă ăsta era modul când vă arătau că vor ceva. Cum le tratam? Ne-am așezat la masă și întâmplător era la prânz. Aveam și felul 3. Fetele știau treaba asta. Și una din fete a spus că ei nu e foame. Și atunci a spus foarte bine. Ridică-te la masă și vezi de treaba. Te joacă. Ea s-a ridicat la masă și a plecat. Am mâncat felul 1, felul 2 și prăjiturile. Am chemat-o. După câteva ore, apare asta mica. Tata, ce foame mi-e de o prăjitură! Mai rată puțin, că mai mâncăm și de seară. Și am avut duritatea asta, mi-am dat. De ce? Să înveți o regulă. Și am învățat-o. Nu-i complicat. După mine, inițial, trebuie să fii foarte strict în educație cu copiii. Adică strângi șurubul pe undeva să meargă ca un trolebus, să facă, să respecte cu pom și virgulă toate în casă. Dacă nu le respectă, treabă de caporal. Îi repeți până respectă. Nu sunt de acord cu bătutul. Însă consider că e o soluție când celelalte soluții nu au avut efect. Și
Și dacă trebuie ajuns la chestia asta, ajungi. Și atunci procedezi în felul următor. Tu, animal de 80 de kilograme, trebuie să domini un animal care are 14 kilograme. Păi îl domin. Că a fost drăguț că în copilărie și maica mea, nu știu ce făcusem, a început să mă bată cu linia. Și am spus, mama, oprește-te, că mă enervezi. În schimb, de exemplu, cu taica mea, eram la masă, și luasem un patru la rusă. Mâncam. Și maica mea, ce-ai făcut azi la școală? Bine. Dar la cutare te-a ascultat? Nu. Dar la cutare te-a ascultat? Nu. Simțeam că se apropie. Și atunci i-a zis, mamă, dar tu n-ai altceva să mă întrebi? Taică meu care a mâncat de partea la întâlnire, la supă, a pus lingura jos și peste measă mi-a tras un croșul de a zbura cu scaun cu tot. A luat lingura și a continuat. Eu m-am adunat de pe jos, că m-a și prins rău, că nu stăteam cu picioarele pe podea, ci stăteam pe speteaza scaunului. Mi-a ridicat scaunul, m-am întors înapoi la masă, am luat lingura, am șters-o și am continuat să mănânc. E drept că și nici maica mea nu mai m-a întrebat ce am făcut la rusă. Deci, acțiunea a fost extrem de dură și foarte punctuală. Asta nu însemna că într-una taică meu rezolva treburile cu mine cu pumnul. Dar când era cazul, se putea ajunge și acolo. Pe fetele mele le-am bătut câteodată. Pe fiecare câteodată. Bătut. Cu ghilimele de rigoare. În caz să se comportau fără probleme. Fiecare știa loc. L-am plecat într-o vizită cu una din fetele, nu mai știu care. Ați observat că în permanență spun una din fete, nu precizez care. Și am ajuns, mergeam pe jos, am mers în cartierul ăla, Nord, Plăiești, duminică, toată lumea îmbrăcată frumos, că se prima emisiunea și au făcut baie, că duminica se face baie. Și asta nu știu ce vrea. Mergea cu ea de mână și a început să urle, că ea vrea cu tare. I-a spus să tacă. I-a urlat mai îndrăgi ce se întâmplă aia. Eram chiar în stație. Foarte multă lume. Și aici mă, aici, spațiu public. Aici să zic eu ce mă. Zic, hai cu mine puțin. Eu în coș de sole cu noi, mi-am ridicat piciorul pe coșul de gunoi, am luat-o pe fiică mea așa frumos, am pus-o pe genunchiul meu, i-am ridicat fustița și am dat o palmă. Atât. I-am pus fustița cu grijă la loc, am dat-o jos de pe genunchiul meu și am spus, hai. Chistos. N-am auzit urle de acolo. Toată lumea a văzut scena, nu știu ce-ar fi zis, dar nu mă interesa. Însă pentru fiica mea a fost o lecție. Nici în spațiu public nu are voie să comporte altfel decât în casă. Și ai lanta în casă. Nu se mai potolea odată în casă. Și alerga, făcea, nu știu din ce motiv, dar i-a spus, mă, potolește-te. Nimic. Atunci am chemat-o la mine, pe genunchi, știam de ce sunt în stare cu pumnul. Odată fiind sub influența băuturilor alcoolice, am făcut o demonstrație. Am dat cu pumnul într-un fișier de tablă, e drept că la mijloc ușii. Și mă strânseră amprentele de la falange, deci știam ce pot să fac.
Și în concluzie mi-am scos șlapul și am dat un șlap. Atât. Am pus-o jos, n-am văzut de treabă. Și s-a calmat instantaneu. Luni de zile am mers ca troleibuz. După aia era început să scoată cozi. Am lăsat-o și când am văzut că s-a îmbalat, zic, mă, tu ții minte slapul al meu? Ia da, să știi că mai am. Uite-l în picior. Și mi-a văzut de treabă. Și a redus motorul. De se poate. Dar depinde de tine. Și trebuie să fii dur. Și echidistant. Cât de echidistant? Crescuseră fetele și una din ele s-a certat cu prietenul. Nu știu ce reproșeala că într-o anumită situație n-a făcut și a făcut. Sau a făcut. Și fiindcă mi-a spus, zice, întâmplător și eu știam despre ce e vorba. Nu știu din ce motiv, dar știam. Și ziceai că nu știi despre ce e vorba, întreabă-l pe el. Și la foarte așa. Păi cum o să te condamne taică-tău, că-i taică-tău? Și atunci știi că mi-a zis un lucru. Dacă e cineva care să mă condamne, el e pe primul loc. Nu scap de gura lui. Am fost foarte mândru. Asta arăta că am fost echidistant în educația fetelor mele. Și am acționat asupra lor fin. Nu cu metodele astea contundente. Cum spune în reclama aia, presiuni discrete ca la blugi slim. Dar cu un talent de caporal, care mi l-am dezvoltat foarte mult în perioada cachia vieții mele, insistam până se făcea cum vreau eu. Perfect! Și să mă împace. Și încet, încet au priceput că nu mai trebuie să încerce să vadă cum stau cu nervii, că să dăm bine. Da. Țin minte, părinții mei stăteau aici în apartamentul 14, noi stăteam în 13. Și fetele erau mici. Plecați eram în două la bunici. Și nu știu din ce motiv am venit și eu. Și am văzut o scenă care m-a surprins. Taică-mea stătea pe canapea și ăstea două mici erau urcate în capul lui. Și taică-mea am așteptat să plece fetele, că și aici o treabă în fața copiilor, în familie, nu trebuie să treacă unul hăis și unul cea. Se întâmpla ca una din fete să greșească cu ceva și nevastă mea să vrea să ciufulească. Și atunci o țipam ca disperatul. Stai așa, Reli! Lasă-mă pe mine că tu poate obosești, indiferent despre ce era vorba. Adică fetele știau că în familie unitate de comandă. Că dacă încurcă cu mine, nu se duc la maică-sa și invers. Câte familii fac asta? He, au plecat fetele și rămas mai departe și întreb pe taică-mă. Mă, tată, cu mine ai fost așa de dur. Cum de ăsta mici și să urcă în cap? Și taică-mă zâmbit mi-a spus un lucru. Bunicii n-au responsabilitate socială. Asta e treaba părinților. Corect? Bine gândit. Modul de acțiune acum, când aia mai mică are 40 de ani, peste câteva zile de ani, eu m-am dat deoparte. Indiferent ce fac, cum fac, cât fac, nu mă bag. Sunt majore, vaccinate, stau pe treaca lor. Capul face, capul trage. Sunt lucruri care nu-mi convin. Tac. Asta e? Eu ce am putut să transmit, am transmis.
acum, stau și mă uit. Și încă, spre deosebire de alți părinți, așa vă zic un lucru, să nu mă păresc, sunt extrem de încântat de el. Dar nu le zic treaba asta. Fiindcă să fie încântat, după mine, o stare de normalitate. Că au prelat multe treburi în cauza anturajului. O înghit și asta. Am observat că amândouă cumpără semințe și mănâncă semințe. Dar din când în când așa. N-am mâncat semințe. Pe vremea mea li se spunea bomboane muncitorești. Și era un semn de neam prost să mănânci semințe. Muncitorii de-a puteau să mănânci. Acum tac. Dar subiectul este extra de amplu. 26 de minute. Și vorbit la liber. Trec la postscriptum. ANG s-a blocat. A fost scos în funcțiune de sistemul de protecție la incendii. Au făcut ăsta un test și rezultatul a congelat toate serverele. Că e o cameră specială în care sunt serverele și acolo poți dea drumul la gaz, azot și argon și bioxid de carbon. Și rezultatul s-a blocat toate serverele. Am o întrebare de gâgă. După ce ai instalat, înainte de a instala sistemul ăsta de stingere a incendiilor, n-au avut curiozitatea să pună un server într-o bucătărie ca asta, să-i tanșeze tot, să pună până în funcțiune și după ce s-a încins ăsta bine, să-l gazeze, să vadă ce se întâmplă. Era simplu. Mă uitam pe net. Ponta. 41% la încredere. La mine, Ponta are încredere 0,0%. De ce? Una. Când au câștigat cu 70% atunci alegerile, prima măsură a lui Ponta a fost să invite la guvernare UDMR-ul. A doua măsură a lui Ponta a fost, s-a dus la Barroso, care a dat un to-do list și a zis că trebuie să respect pe ăsta. A treia chestie a lui Ponta, s-a dus la Băsescu ca să facă un pact de coabitare. Tu apoi 70%, vorba lui Mircea Badea. Trebuia să meargă la Băsescu să-i spună, stai jos, notează. Face aia, face aia, face aia. Păi după ăsta trei, ce încredere trebuie să am, mai am în continuare în Ponta? 0,0%. Ăștia care mai au 41% sunt împiți. Dar la alta, Klaus Iohannis a declarat că i-a propus cancelarul german crearea unei agențiuni europene specializată în combaterea terorismului. Klaus al nostru nu știau că o astfel de agenție există de aproape un an în România. Și ăsta e președintele nostru. Ce încredere poți să amână? 0,0%. La Antena 3 i-a luat pe ăștia la bani mărunți. Valuta, cu aurul. Și în partea BNR-ului era unul Dan Sucio, care când vorbea așa din platou, se vedea și el. Bă, avea, vorbea cu fața, o mimică. Că mi-a adus aminte de o chestie în copilărie. Dinetul, catalu Karl May, care a citit-o în germană, scrisă cu alfabetul gotic.
avantaj eu. Și o scenă. Vine tu cu prietenul lui fața palidă, Old Shatterhand, s-au apropiat o tabără de picioare negre, indieni, care erau în alarmă și dublaseră posturile de santinelă. Nu puteau să apropie, că vreau să o scodească. Și atunci Vinetul s-a uitat de unde era acolo, s-a uitat, a bătut pe ăla pe umăr, pe Shatterhand și a zis, hai că m-am lămurit. Când au ajuns mai departe, zice, uite, așa. Și ori Shatterhand zice, dar tu cum i-ai auzit? Când erau foarte departe. Și atunci Vinetul a avut un zâmbet superior și a spus, noi ne tragem de sălbatici mai recent decât voi. Și atunci când spunem că ne-e foame, implicit face cea. Arăta și așa. Când spune că vrei să dă una în cap la unul, faci așa. Și atunci, de departe, dacă îl vezi pe unul, te lămurești ce vorbește. Uitându-mă acum la Dan Sucio, mi-am dat seama că el era stadiul ăsta de mim. De ce? Cine Dan Suciu? L-am căutat pe internet. Dan Suciu e un tânăr domn care s-a născut după ce a absolvit facultatea de filozofie a Universității București. Mai mult nu scrie nicăieri. Ce a făcut înainte de asta? Imposibil de găsit. Deci e fiul lui nimeni. De acolo e mimica aia. Eu am avut reversul medalii de multe ori în viață. Când spunea câte cineva ceva care mă deranja groaznic și nu se vedea pe fața mea. Încasam fără să vadă nimic în mimică. Și ăla rămânea șocat când a doua zi îl trozneam de să rău capace. Că nu exact la un câine cât de apropii de ăla. Câine rămârie, dacă are intenția să te mușcă. Eram un câine de la pervers care nici nu te băgam în seamă, dar te mușcam după aia. Deci, Dan Suciu, fiul lui nimeni, în poporul unui muncitor, mai mult asigur, îl vedeam cum învârtea ca la ploiești, așa, poate primi un premiu pentru mine, dar pentru altceva nu. Sau la asta, primarul la Sfântul Gheorghe, Antal Arpad, i-a făcut cadou ambasadorului SUA un strag al comunității secuiești. Și spunea el, menționez că acest strag a fost folosit pentru prima dată în 1599, când secuia au luptat alături de Mihai Viteazul. Cine a spus el în continuare, cu cine lupta atunci Mihai Viteazul avându-i alături pe secui? Cu ungurii de secui luptau contra ungurilor. E poveste mai veche, căutați la mine pe blog, care secui. Și vă lămuriți. Mă deranjează tâmpenia miticilor care înghit așa pe nemestecate niște treburi de genul. Mitici sunt aia care stau în București. Citiți asta care se pui. Eu îmi permit să râd, să fie ironic, datorită neamului meu. Că de-aia sunt ironic. Că dacă aș proveni dintr-un neam prost, aș făcea bășcărie. Asta ar fi cuvântul. Să râd de actualii mitici. Că m-am născut la Colța în 1945. Și la actualii mitici, tare puțin, sunt aia care pot să spună, băi, că l-am avut pe unul de-al meu în 1945, care s-a născut aici, la Colța. Eu sunt de-al casei. Dar sau la altul, trebuie să mai mă suportați. Institutul Național de Statistică
speranța de viață 77,83 ani. Încă sunt la 70 plus, mai am până la 77, ca să intru la medie. Și cum sunt eu neam prost, tare mic, o să merg mai departe. Da. Gata. Pare rău. Chis clor. Trecut 35 de minute. Am vorbit la liber. În concluzie, am o părere extra proastă despre Băureanu. Însă în cazul ăla, alte erau date probleme și alte trebuiau tratate de Antena 3. S-au linșat. Și în acel caz punctual, el nu trebuia linșat. Căutați înregistrarea lui Mircea Badea, care foarte bine pune niște probleme. Toate bune! Ne mai întâlnim. Azi merg la cumpărături. Astea sunt cumpărăturile în 2016. Ultima ieșire la cumpărături 09 august 2016. Am rezistat. Înseamnă că de-aia am și postat înainte, că după aia o să fiu cu bota plină. O să-mi iau mai multe de mâncare și atunci, fără să vreau, mănânc mai mult. Toate bune, ne mai întâlnim!